Bună seara și bine v-am regăsit! Duminică ne alegem președintele pentru următorii 4 ani. Duminică noi decidem cine va ocupa cea mai înaltă funcție în stat. Într-o țară din care oamenii fug peste hotare, într-o țară măcinată de corupție și sărăcie, într-o țară unde tinerii privesc cu neîncredere în viitor, duminică noi facem alegerea. În ultima zi de campanie electorală, socialiștii au organizat un marș în capitală în susținerea candidatului independent la funcția de președinte, Igor Dodon. Peste câteva zile trebuie să luăm o decizie importantă. Unde și cum se va mișca Republica Moldova? Despre mitingul socialiștilor în vreme de pandemie discutăm astăzi la Întreabă Ghețu. Iar candidata PAS, Maia Sandu, a îndemnat oamenii să iasă la vot de la sediul partidului. Pe 15 noiembrie este ziua oamenilor buni ai Moldovei. Este ziua tuturor oamenilor Republicii Moldova. Runda electorală pentru turul 2 de scrutin a avut loc fără dezbateri publice cu ambii candidați, Igor Dodon și Maia Sandu. Totuși, ultima săptămână de campanie a fost una de foc, marcată de intrigi și scandaluri. Facem o retrospectivă a campaniei electorale în câteva clipe la Întreabă Ghețu. Maia Grigorievna, dacă mă privești, dar la sigur mă privești acum, ai dat dovadă că ești o lașă. Dacă mergi pe drum și vezi un găinaț, îl oculești, nu cancelier. Facem totalurile campaniei electorale cu invitații mei din această seară. Este vorba despre deputatul PAS, Lilian Car, bună seara. Bună seara. Deputatul PSRM, Nicolae Pascar, bună seara. Bună seara. Și experți în politică, Vladimir Țurcanu și Ion Tăbârță, bună seara. Bună seara. Domnule Pascaru, astăzi și domnilor invitați, avem 1323 de cazuri noi de infectare COVID. Pe de altă parte, domnule Pascaru, socialiști astăzi au organizat un marș pentru... aș manifesta sprijinul candidatului independent Igor Dodon. Vrem să ne spuneți ce mesaj ați vrut să transmiteți în plină pandemie. Într-a doua tur, Partidul Socialiștilor și-a mobilizat practic toți alegătorii, toți activiștii. Astăzi a fost un marș în susținerea candidatului independent Igor Dodon. La acest marș a fost toți oamenii cu măști, s-a lăsat acea distanță. Eu cred că colegii mei au fost acolo probleme. Și reporterii de la TV8 au fost acolo și a văzut că nu toți au păsat distanța socială. Pe de altă parte, câte persoane au... pentru că în fiecare au fost organizate exact marșuri în fiecare raion al țării. În câte raioane? După informația mea, practic, în toate raioane. La manifestația de astăzi din capitală, din centrul capitalei, câte persoane au fost prezente? Eu azi am participat la marș, dar am participat în Cimișlea, raionul Cimișlea. La Chișinău n-am asistat, am văzut și eu la televizor. Pentru că vă laudați, dar iarăși mai departe, toți erau măști, chiar și președintele când a vorbit. Pentru că vă laudați că au fost organizate manifestații în multe raioane din țară, cât a costat întreg evenimentul? Dar noi am venit gratis la acest marș pentru că este campanie electorală. Cine v-a spus că a fost plătit? Vreau să vedem o secvență după care continuăm discuția. Aceste secvențe le faceți dumneavoastră special, iarăși, pentru a... secvență de la evenimentul special. Vedem ce a fost astăzi. Da, vă rog, colegi. Moldova!
Domnule Dodon, de ce ați adunat oamenii astăzi aici? E pandemie! Dar n-aveți voie să mă țineți! De ce mă bruscați? Domnule Pascaur, am văzut ce s-a petrecut astăzi. Da. Vreau să vă întreb, iată, dumneavoastră, moral, sunteți bine că în plină pandemie, nu vorbesc de norma legală, da, 50 de persoane, dar moral, vă simțiți ok cu faptul că în plină pandemie, într-o zi în care înregistrăm recorduri... Natalia, în plină pandemie, campania electorală se petrece și în Statele Unite. Dacă ați văzut, și acolo erau manifestații și acolo lumea au venit la vot. Dacă încercați iarăși să focalizați... O secundă. Dacă încercați iarăși să focalizați toată informația, iarăși să atacați Partidul Socialiștilor, nu este bine. Haideți să trecem altceva. Dacă moral, vă simțiți bine că în plină pandemie... Noi acum nu discutăm de ce Maia Sandu nu iese la dezbateri și să ascunde ultimele două săptămâni. Dar încercăm iarăși să atacăm Partidul Socialiștilor. Despre tot ce s-a întâmplat în campanie discutăm astăzi, dar... Repet întrebarea. Moral, vă simțiți bine că în plină pandemie ați organizat un astfel de marș? Încă o dată, Partidul Socialist azi a mobilizat activiștii noștri. A mobilizat, trebuie să ieșim la alegeri, trebuie să mobilizăm toți cetățenii, pentru că trebuie să câștigăm. Și noi avem premize pentru acest câștig. Eu cred că Igor Dodon va deveni următorul președinte. Credeți că aceasta este o campanie, toată campania noastră a reușit. Aceasta e o campanie electorală. Și o campanie electorală bine lucrată. Au lucrat practic toate partidele. Și partidele care nu au trecut într-a doilea tur și acum într-a doilea tur este o luptă dură. Este azi ultima zi de campanie, mâine e ziua liniștii, eu cred că mâine totuși s-a oprit toată această vălmășală, pentru că în decurs de două luni, practic de o lună și jumătate de campanie și lumea a obosit de această campanie, dar scopul partidelor este pentru a mobiliza electoratul său și acesta este un lucru foarte bun, pentru că Maia Sandu a făcut diferite adunări și meeting-uri prin raioanele țării, așa că să lăsăm tot populismul ăsta într-o parte. Domnule Car, pentru că a fost pomenit domnule doamne Sandu. Meeting-uri n-au fost făcute, fiindcă au fost meeting-uri. De acum, vă rog, credeți-mă, am fost responsabil de 9 raioane și vă spun... Au fost adunări în centrul orașului? Au fost, dar asta nu e meeting. Adunare. Bun, meeting și adunare sunt două lucruri diferite. Ce ați făcut voi, marș, ori nevoie. Dar, în primul rând, ne-am străduit întotdeauna să existe în spații deschise, să nu există un număr mai mare de 50-60 de oameni, dar clar că au fost și mai multă lume. Și totdeauna, dacă o să vă uitați și pe poze, noi am solicitat că există acea distanță de cel puțin 1,5 m, 2 m. Și pentru că noi vedem că ne ajungem ca să crească acest număr mare de îmbolnăviri și vedem că el cumva crește în apropiere de alegeri. Și sunt și aici anumite semne de întrebare. Care sunt? Dar eu cred că... Pentru că săptămâna trecută au fost înregistrate mai puține cazuri și vedem că... Dar eu cu certitudine pot să spun așteptam o creștere după primul tur de alegeri. Da? Urma să aibă loc în 3-4-5 zile, nu mai mult. Noi vedem că acesta are aproape după 10 zile. Și apare întrebarea dacă atunci când a fost direct alegere nu am avut această creștere așa spectaculoasă, spunem, de cazuri. Acum vedem că avem aproximativ 1300. Slavă Domnului că majoritatea sunt asimptomatice din sursele pe care le dau medicii. Și sperăm că lumea, totuși, indiferent de riscul, dar foarte bine protejați, să vină la alegeri cu mască, cu propriul pix și așa mai departe, și să stea în rând, este bine să pornească mai dimineața pentru a nu sta în rând sau nu se îmbulzească, dar să poată intra în secția de votare pentru a nu avea contact. Ar fi ideal dacă la fiecare 10 minute ar fi cumva aerisite spațiile pentru votare, adică secțiile de votare. Dar, deci, nu cu certitudine, va fi o prezență mai mare decât în primul tur la vot, va fi așteptările astea sunt și sper să avem această prezență mai mare pentru a da o credibilitate. Vorbim și despre prezență. Domnule Țurcan, dumneavoastră, cu siguranță ați urmărit ce s-a întâmplat astăzi în centrul capitalei. Cum vedeți această manifestație în plin cod roșu în capitală de coronavirus?
Da, e interesant și acest aspect, dar puțin probabil că oamenii sunt impresionați de modul în care au decis socialiștii și, în primul rând, Igor Dodon să acționeze într-o situație foarte specială, datorată pandemiei. M-aș orienta mai curând către motivele care l-au determinat pe Igor Dodon să recurgă la ceea ce poate s-a dorit a fi o demonstrație de forță, cu două ținte. Una pentru sistem, pentru oamenii care fac parte din administrația centrală și raională, pentru că am văzut și primari socialiști care au fost aruncați în luptă, așa acum câteva zile. O a doua țintă o reprezintă acel electorat către care s-au îndreptat mesajele din partea lui Igor Dodon în aceste două săptămâni, mai ales în ultima săptămână, care ar trebui să facă diferența. Mă refer la electoratul care a votat pentru Renata Usată. Și în acest sens au folosit foarte bine, din punctul de vedere al socialiștilor, să vedem dacă au căpătat și efect, acele mesaje care să speculeze fricile care domină în societate, frici adevărate sau închipuite. Nu, zadar, nu știu cine îl crede că dacă vine Maia Sandu președinte, se pornește un nou război în enclava transnistreană. Dar ținta, efectul scontat acesta a fost că oamenii se vor speria pentru că oamenilor le place să trăiască în pace. Și, bineînțeles, s-a recurs la tot arsenalul care a existat și acum 4 ani, în care s-au folosit injurii, niște manipulări grosolane, care să îi oprească pe oamenii care își doresc o viață normală. În realitate, însă, mai curând că Dodon a apărut un pic disperat de faptul că nu că n-a ajuns președinte din primul tur, dar că s-a clasat pe locul 2 și avansul moral era cel puțin atunci de partea Maia Sandu și acum a hotărât să forțeze puțin nota. Dar am văzut analiști care au asemănat ieșirea aceasta în fața Teatrului de Operă și Balet cu acea lui Vladimir Plahotniuc atunci când de oriunde călca îl frigeau tălpile și s-ar putea ca această situație să se mimeze foarte dau. Mult, într-adevăr. Da, domnul Pascal, păcat, domnul Zăbărță, vreau să-l audă. În primul rând, Maia Sandu nu iese la dezbateri. Este așteptat în toate studiourile unde a fost domnul președinte, inclusiv la Moldova 1. Eu cred că mai mult disperare este în echipa Maia Sandu, anume în staful Maia Sandu, inclusiv în dumneaei, pentru că în ultimul moment pleacă la Bălțc să încerce să atragă de partea ei vorbitori de limba rusă, care niciodată n-a să voteze Maia Sandu. Noi mult am reușit în ultimele două săptămâni, inclusiv după închiderea atâta școlii de limba rusă, mă întrebați de ce, vă spun de ce. Pentru că, totuși, în societatea moldovenească de atâția ani, eșchierul politic este împărțit. Electoratul Maia Sandu nu este al vorbitori de limba rusă, în mare parte, așa să-i spunem. Eu nu cred că mulți s-a schimbat. Eu nu cred că electoratul partidului... Eu cred că electoratul ușor și electoratul Renato Usatăi niciodată nu va vota Maia Sandu. Să vorbim interesantă poziția astăzi, da, aici în platou. O să vedeți foarte bine. A să vedem. Da. Aș vrea să mă refer puțin la dezbatere, dacă tot pomenise domnul Pascal. Eu cred că în ceea ce a spus Igor Dodon astăzi în fața Teatrului de Operă și Balet, s-au regăsit câteva mesaje pe care le pregătise pentru dezbateri. Niște cuvinte extrem de greu de acceptat, adică suburbane, niște cuvinte urâte pe care urma să îi le arunce Maia Sandu. Nu cred. Și păi, când ne referim la președinții Dodon, aveau o papă așa de mare, cu documente care au să le prezinte. Eu mai să-l aud pe domnul Tăbărță, pe care... Parte din ele s-au făcut auzite pentru ca să nu se piardă în zadar. Ele erau pregătite... Cuvinte simple pentru popor. Din ce am înțeles, același Vladimir Voronin, același Gimpu... Nu pe teme, nu pe o dezbatere serioasă. Cu siguranță n-avea să fie... Avea să fie o avalanșă de injurii și o încercare de replici din partea Maia Sandu. Toată lumea s-a așteptat la așa ceva. Domnule
Anita Bărță, se vorbește aici despre cine este mai disperat în turul în turul 2 de... Evident că președintele Dodon a venit cu acest ton agresiv, atac la persoană, să vorbim despre clivajul geopolitic, da, el persistă în Republica Moldova și acum în această perioadă intenționat Igor Dodon l-a amplificat. Dar totodată sunt de acord cu domnul Carp că în Republica Moldova după 2014-2015 a început să cristalizeze un nou clivaj, un clivaj deja, putem spune mai degrabă, de sus în jos, oligarhic anti-oligarhic. Și trebuie să spunem că actualele partide pro-europene din Parlament, atât PASUK cât și Platforma DA, putem spunem că nu vreau să zic cuvântul geneză, că poate e puternic spus, însă au apărut pe eșchierul de dreapta ca partid influent, anume pe baza acestui clivaj care se relefează în societatea noastră și încet, încet începe să prindă. Referitor la evenimentul de astăzi, s-a dorit într-adevăr a fi o demonstrație de forță, nu cred că a reușit, în schimb, cred că ulterior va fi și de fapt a fost utilizat masiv de mass media afiliată Partidului Socialiștilor de a prezenta la toate televiziunile cât de mare este susținere pentru actualul președinte Dodon. Ceea ce nu chiar este așa și din păcate dezbaterea adevărată îmi vine greu să cred că ar fi fost posibil în acest tur 2 sau în această perioadă. Vreau să urmărim acum o scurtă declarație de astăzi, pentru că ați vorbit, domnule Țurcane, despre sperieturi. Mai mult s-a arătat și pumnul astăzi. Da, vă rog. Vă vedeți ce делают наши опоненты? Они перешли все красные черты. Мы их не трогали. До 1 ноября мы их не критиковали, не назвали их имена. Но они обнаглели. Пока не получает обратно по морде, не понимают. Поэтому нужно быть жесткими. Нужно давать отпор. И я вам обещаю, что мы нашу победу не упустим. И если нужно будет выйти сюда защищать, все мы выйдем и будем защищать. Выйдем или нет? Молдова, мы готовы защищать нашу победу. Мы обязаны это сделать. Domnule Țurcanu, cum vedeți acest mesaj? Igor Dodon, пока не получает по морде, не понимает. În traducere, dacă nu... Mă întrebați pe mine, să cer. Da, expert în... Eu sunt puțin expert în domeniu, dar să vă spun... Expert la ce? Mesajul da, cine... Dar despre mesaj ne spuneți, adunați da, gândurile... Eu ne-am adunat gândurile, mesajul a fost unul figuratic. Nu înțelegeți la... La campania aceasta au fost de foarte multe atacuri împotriva socialiștilor. Campania s-a construit anume într-o baricadă împotriva socialiștilor. Dacă vedeți mesajul oponenților noștri, au fost numai atacuri. Numai atacuri. Despre atacuri ne spuneți după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în platou. Domnule Pascaru, înainte de publicitate, să spuneați apric că socialiștii au fost ținta unor atacuri? Nu unor atacuri. Practic toată campania electorală care a fost de acum, chiar și mai înainte, partidul a fost ținta diferitor atacuri. S-a discutat foarte mult și inclusiv atacuri din partea oponenților noștri. Eu cred despre atacuri multe. Pot să ne spună mult și domnul Carp. Eu cred că ONG-urile care erau responsabile de asta, de ce spuneți dumneavoastră? Foarte mulți ONG-uri din media, practic jumate de an înainte de campanie electorală, au bătut în imaginea președintelui. Au bătut să distrugă imaginea președintelui. Și l-au susținut și pe Usatăi, inclusiv și pe Șor, ca să dezbine anume electoratul din stânga. Cam nu s-o primit.
Și să vedeți, după toate atâtea încercări, președinte a să fie Igor Dodon. Să țineți minte ce vă spun. Da, vă rog, fără... Mai ales în momentul când... În Europa s-a introdus carantină, dumneavoastră știți. În Germania, în mașină, domnule, dacă merg mai mult de 3 oameni, au amendă 800 de euro. N-ați fi organizarea aceea care a fost atacuri. Ceea ce am văzut noi înainte de publicitate, acest mesaj cu pumnul, cu... Doamna Tălea, dumneavoastră le puneți numai mesajul anti-Dodon. Asta a fost un mesaj astăzi transmis de candidatul pe care dumneavoastră îl susțineți. Dar de ce nu puneți unde domnul Grosu îi face separatiști pe oamenii care au pașaport? Am vorbit săptămâna trecută despre și discutăm despre votul de transmisie un pic. Arătați-l odată. Eroul trebuie să fie cunoscut. Referitor la separatism. Ieri am fost cu un coleg de noastră în platoul la televiziune privată. Tot a spus că regimul separatist la Tiraspol. Am spus, dar cum? Adică, când domnule, eu am un respect față de dumneavoastră, suntem colegi. Nu încurcați regimul separatist și cetățenii a Republicii Moldova care au pașapoarte și care votează în țară. De respect pentru telespectatorii noștri să discutăm pe rând, domnule. Noi nu trebuie să, cum îi zice, construim strașâlși. Cam asta s-a încercat acum în această campanie. Eu înțeleg că în 2016 am mers. Și hai să mergi și acum cu strășâlci, da? Vine Baba Iaga și amușa-ți băie în spate și-ați vănește în răul prot. Deci asta că am fost sau s-a încercat în această campanie electorală. El nu mai merg, nu mai prind. De ce nu prind, spuneți dumneavoastră? Dar și anumit strășâlci? Deci, asta a fost scopul, ca să prindă, da? Dați-mi un exemplu. El nu prinzi data asta. Și un exemplu, de ce spuneți dumneavoastră? Când v-a închis de școli? Da, voi ați închis universități anul ăsta, vara asta, voi ați închis universități. Cine voi? Ministru a cui era? Nu a democraților. Voi, guvernul a cui este? Prim-ministru a cui este acest prim-ministru? Domnul Pascal. Apropo, astăzi, domnul prim-ministru... Sute de școli astăzi, în timpul alianței. Da, domnul prim-ministru a întrebat cum comentează acest protest, a refuzat să răspundă, o tăcere absolută. Domnule Țurcan, iată, dumneavoastră, cum vedeți acest mesaj? Pentru mine, cumva, și, nu știu, un mesaj violent. Pentru că să dăm la bot. Eu cred că n-a fost foarte multă lume care să se umple de frică după audierea unui asemenea mesaj. Mai curând că Igor Dodon încearcă să pozeze într-un lider autoritar ca aceea pe care de fațadă încearcă să îi venereze, dar nu e cazul. Nici el nu este foarte fioros. Situația lui. Vă dau un... Dumneavoastră ziceți lider de fațadă. De-aia îmi spuneți, cine a fost președintele Timofte, care în popor rămâne? Alexandru este bun, Ștefan este mare. Da, vă răspund imediat. Președintele Timofte rață mută. Și spunem, nu a fost de fațadă. Adică el a fost de fațadă. Dumneavoastră, când spuneți asemenea cuvinte, arătați exact nivelul intelectual pe care îl aveți față de noi, față de telespectatori. Nu trebuie să ne oprim la asta, mai bine. Etichetăm acum, dacă dumneavoastră, niște lucruri dacă care dumneavoastră le credeți... Dacă dumneavoastră considerați că asemenea cuvinte vă fac față, atunci mergeți înainte. Dar dați-mi voie să vă răspund de ce Igor Dodon nu este în situația altor lideri autoritari din spațiul CSI. Pentru că are și partidul său și el, în primul tur, o treime din voturi. Nicăieri între prietenii lui, nici în Rusia, nici în Belarus, nici în Turkmenistan. Deci nici e în democrație în Republica Moldova. Nici în Azerbaijan. Asta și arată nu există un asemenea scor care nu îl plasează pe Igor Dodon alături de acești politicieni din spațiul ex-sovietic. De aceea nu este cazul ca Igor Dodon să se umfle în pene, pentru că nu are puterea aceasta să strige la tot și nimeni nu prea îl crede. Asta încercam să vă spun. El poate să strige, să-și umfle mușchii, dar Republica Moldova nu este totuși nici Belarus, nici Federația Rusă și cel mult ce încearcă Igor Dodon este să pozeze în așa ceva înaintea unui tur decisiv pentru el, pentru că, spre deosebire de Maia Sandu și noi toți, Igor Dodon are ce pierde. Nu numai confortul său de la Condrița sau de altundeva. Igor Dodon are șanse mari să intre în pușcărie dacă pierde aceste alegeri. Noi să știți foarte bine. Eu știu foarte bine. Dosarele care nu s-au rezolvat până acum, s-ar putea să ia contur după alegeri. Pentru cele mai mari crime care au fost această perioadă, o secundă, aeroportul, rezervele din banii din rezervele de stat, inclusiv toate prostiile care s-au făcut perioada alianței, 1, 2, 3, 4, ei trebuie să răspundă. Și ar fi foarte bine ca președintele Dodon la următorul mandat să întărească și mai bine pozițiile astea, să aibă
un lucru de spus, pentru că este aveți și momentul când pașaport Adrian Candu, aveți, o secundă, în perioada Adrian președintele Candu, Timofti s-a semnat acordul de susținere cu Uniunea Europeană, susține pe Maia Sandu, nu o să puteți călători fără vizie în Uniunea Europeană. Dați-mi voie să... Igor Dodon ce a făcut, a izolat Republica Moldova. Când Candu are de gând să își bată joc mai departe de acest teritoriu, care a participat în toate fără de legile perioade Plahotniuc, o susține pe Maia Candu, e că și este o problemă, mare problemă. Voi ați eliberat din pușcărie toți oamenii care au fost nemijlocite, implicați în furtul miliardului. Vreo doi care au fost, care au fugit, și voi arătați cu degetul la unii care, în general, nu au avut factură administrativă. Nu, cum poți. Hai, nu ca să spun și eu. Atunci când au fost majoritatea aceea parlamentară, de rău, de bine, a ridicat imunitatea la câțiva care... Și în raportul Crol, dar și în raportul Comisiei Parlamentare privind frauda bancară, în care a participat și domnul Golovătiuc, și apropo, este unul din puținii care chiar percepe ce înseamnă sistem bancar. Și omul a recunoscut că sunt 1, 2, 3, 4, 5 deputați care sunt implicați în furtul miliardului. Ce s-a făcut? Li s-a anulat ridicarea imunității. Cu cât greu noi am ridicat imunitatea la doi deputați din Parlament care sunt... Noi acum arătăm cu degetul... Eu vă cred sincer și cinstit. Dar nu se poate așa. Încă o dată. Eu vă cred dumneavoastră sincer și eu tot așa, dar când dumneavoastră împreună cu Ghimpu vă iscăliți ca prim-ministru să fie Plahotniuc, asta este o problemă serioasă. Sigur că. Asta este cea mai serioasă problemă care a fost făcută în general în Republica Moldova. L-ați înaintat prim-ministru Plahotniuc? Deci asta e cea mai serioasă problemă încă care a fost făcută. Dumneavoastră, Plahotniuc, l-ați înaintat președinte să fie prim-ministru? Eu am semnat. Dar eu nu am fost... greșit. Nu, eu am spus că este greșeală mea. Este greșeală. Dar acum acum susțineți pe Maia Sandu, nu este greșeală? Nu greșesc. Dar de ce nu greșesc, credeți? Eu consider că este omul care este cu adevărat incoruptibil. Dacă v-ați greșit prima dată, nu. Poate deci, să vă greșiți după ce te arzi odată, da, este o problemă. Dar știți care este marea problemă și care voi nu vreți să o recunoașteți? În condițiile când eu doar am făcut o semnătură, voi ați votat alături de Plahotniuc. Nu voi, vorbesc de Partidul Comunist, de Dodon, nemijlocit. Deci a votat alături de Plahotniuc. Mirea Cluc-Livadă, Vieru, și mulți alți autori. Două ore să discutăm voi, noi, deci, și noi n-ați ieșit la... Nu, dar eu vă spun, voi pentru semnătură, dar voi ați numit toți bandiții. Acum Candu susține pe Maia Sandu. Toți bandiții care au fost nemijlocit, implicați în sistemul... Și acum atâția cei care i-ați făcut, ei bandiți, vin la voi, vin la voi, la Cherem. Vorba de climă. Și vor să vă dăie voturile. Pe climă cine l-a restabilit? Pe climă cine înapoi l-a restabilit în funcție? Nu, cine l-a restabilit pe climă înapoi în funcție? Sau este o procedură. Cu procedură. Ai lăsat, vă rog eu frumos. Este o procedură care tot lucrul ăsta l-a făcut primica reformă a lui Fadei, au fost puși în funcție toți procurorii. Uitați, care noi am venit la dezbatere electorale. Haideți să trecem la tema care... Domnule Pascaru. Dar hai să recunoaștem. Deci, cei ce a făcut, de asta Dodon, deci are mari probleme acum în societate. Închipuiți-vă. Toți corupții lui Plahotniuc. Domnule Lean, amui închipuiți că scriptura matale la dușe pe Plahotniuc și prim-ministru. Unii noi acum eram. Exact. Unii eram noi acum. Acolo, lăsăm tema asta într-o parte. Da. Exact acolo. Era plecat la Miami, cum a fost prim-ministru la Miami. Domnule, nu vă cred. Asta e probabil lipsa dezbaterilor face. Facem dezbateri, dar că nu, dar dacă n-au fost, nu pot spune. N-au fost ședințe la Parlament. N-au fost ședințe. Eu mă bucur că recunoaște. Știți, eu mă bucur că recunoaște. Dar ei nu vor să recunoască faptul că au restabilit sistemul banditist al lui Plahotniuc înapoi în funcție. Maia Sandu, că a fost membru unei echipe, unui guvern, atunci era alt cu responsabilitate colectivă. Dar pentru că ați pomenit de socialiști, cum au schimbat împreună codul electoral cu Partidul Democrat? Pentru că ați pomenit de... Da, ultima, vă rog. Apropo, deci decizia de semnare a fost o decizie de partid. Puteți verifica toate deciziile pe care le-a luat partidul. Eu la data de 10 ianuarie 2016 am fost persoană care am votat împotrivă de a merge într-o alianță cu Plahotniuc și în general de a-l înainta pe el în funcție de prim-ministru. Însă decizia, că așa se face în interiorul partidului, decizia care s-a luat a fost că mergem și se înaintează, ca să știți pentru viitor, că a spus că sunteți persoană de echipă. Da? Și ca persoană de echipă, când o să iau o decizie, dumneavoastră o să vă subordonați decizii date.
Dar atunci am fost unicul eu care am fost în perioadă în care am refuzat. Dați și eu să spun. Să spun. Eu cred și decizia asta a dus la sfârșitul Partidului Liberal și inclusiv lui domnul Ghimpu, ca lider de partid. Domnule Pascaru, pentru că ați pomenit, și domnul Tăbărță, ați pomenit de Maia Sandu, astăzi ne a venit cu un apel către toate partidele, a venit cu un apel ca pentru votanți. Și mă întreb dacă, pe de altă parte, și Lanșor a venit cu un mesaj dur în adresa Maia Sandu și mă întreb, unde va merge, domnule Țurcanu, voturile doamnei Ivanov? Asta este dilema între cele două tururi, propriu zis. Deci, încotro se vor duce voturile de la Renato Usată și de la Violeta Ivanov. De la Violeta Ivanov, cel mai curând că se vor îndrepta către Igor Dodon. În privința electoratului lui Renato Usată, am un dubiu, pentru că când încercăm să structurăm sau să descriem felii de electorat pe care le-au obținut în primul tur candidații, uităm de o masă de oameni care a aparținut de drept Partidului Democrat și care a trebuit să-și găsească un alt politician, pentru că Partidul Democrat n-a avut niciun candidat și pentru că Partidul Democrat este în cădere liberă, nu-i așa? De aceea, și am informații de genul acesta, mulți dintre cei care l-au votat pe Renato Usată proveneau din Partidul Democrat, inclusiv din sistem. Pentru diferite motive, nu insistăm acum. Și eu mă îndoiesc că acești oameni, care au motivele lor să nu-l iubească pe Igor Dodon, o urăsc într-atât pe Maia Sandu sau o neglijează în asemenea măsură încât să își îndrepte opțiunile electorale către Dodon. Este la fel de adevărat, sau mai bine zis probabil, ca o parte din oamenii care au votat pentru altcineva decât cei doi candidați care au ieșit în finală să stea acasă. Și nu neapărat o participare mai mică ar face jocul lui Igor Dodon. Da. Deși în diaspora s-ar putea ca acest lucru într-adevăr să conteze și chiar dacă domnului Pascaru nu-i place să vorbim la modul serios despre asta, nu știm încă ce participare va fi din regiunea transnistreană, pentru că dacă vor fi nu 14.000, ci 46.000, atunci s-ar putea ca aceste voturi nedrepte să încline balanța în Domnul Dodon astăzi a îndemnat cei din regiunea transnistreană să iasă masiv la vot. Dar discutăm despre votul din Transnistria, dar văd că domnul Carp... Asta, deci vă arăt o poză, fotografie, da? Dacă o deci colegi, asta, ce este? Asta cei ce Partidul Șor astăzi au împânzit, general, cu ultimele două zile prin Orhei. Dacă ce este în poză? Pentru că noi... Este să boicoteze alegerile. Deci de ce... Eu vă spun la modul practic ce s-a întâmplat în raionul Orhei, fiți cu siguranță că va câștiga Maia Sandu acele alegeri în acest raion, indiferent, fiindcă atunci când este vorba direct de a vota pe Șor este o problemă, atunci când are de ales din altcineva, va vota dreapta. Pentru Șor? Dar votează mulți oameni care sunt mai în vârstă, după 60 de ani. Oamenii aceștia mai ales la Orhei, care este raionul de dreapta. Mulți deci, din oameni de ăștia primesc. Dar acum pensii. Mesajul pe care îl dă, sau care l-a dat cel puțin din informațiile care noi le avem, că încearcă să boicoteze. Și cu adevărat o să avem deci un rezultat care mult, mult peste așteptări pentru unii. Deci, sunteți de acord, domnule Tăbârță, că electoratul Partidului Șor va boicota? Vedem. Partidul Șor ne deprins pe noi cu, sau liderul acestui partid, cu anumite mesaje, una spune și alta face. Ne aducem aminte de anumite campanii sau ieșiri publice al Șor, unde spune că eu am fost finanțatorul Maia Sandu. Și desigur că este o tehnologie. De altă parte, în ultima perioadă am văzut că și-a schimbat mesajul. Dacă anterior flutura cu geanta neagră, misterioasă, ne spunea despre bani, astăzi vedem că atacurile s-au schimbat deja. Da, în perioada electorală am avut evident un non-combat din partea candidatului Partidului Șor la adresa lui Igor Dodon. Chiar ne aducem aminte de așa o fază puțin jenantă pentru ea când la un talk show televizat, a întrebat care este atitudinea sau cum consideri că a fost prestația domnului Dodon în timpul mandatului. Ea n-a vrut să critici și a spus că alegătorii să-l judice. Dar Partidul Șor este un partid, putem spune, instituționalizat. Avem o rețea bine aranjată, mereșoare, farmacii sociale
Și ei pot să vină cu un mesaj public într-un mod, dar cine știe ce indicații le se dau prin aceste... Pe de altă parte, vorbim de 7%. S-a plasat pe locul 4 în primul tur de scrutin. Da, dar totuși cred că diferența va face electoratul lui Renato Usată și aici sunt de acord cu domnul Țurcanu că electoratul domnului Usată nu este numai cel rusolingv. Da, noi am văzut pe Igor Dodon cum vorbea în limba rusă cu atâta ardoare, cu aceste aspecte, cum s-au numit strășâlci, cu a fi, arăta un președinte tare, cu toate mai degrabă deja părea puțin la disperare. Însă electoratul lui Renato Usată este și mult electorat moldovenist, să zic așa, electorat de centru sau centru-stânga, care nu se identifică cu electoratul de dreapta, pro-român sau chiar pro-european, însă este evident că este un candidat, un electorat anti-Dodon. Electoratul din diasporă, mă refer la cel din Rusia, a votat masiv pentru Renato Usatăi. Acum unde va merge? Nu sunt foarte numeroși. E vorba de persoane care se cifrează ca număr între 5-6 mii. S-ar putea, și asta este valabil și pentru regiunea transnistreană, ca sistemul pe care l-a preluat Igor Dodon după plecarea lui Vladimir Plahotniuc din țară, să, pe segmentul transnistrean, să aibă o mai mare influență în alegerile decât în primul tur. S-ar putea să fie fost rezervate ca un fel de oaste de rezervă care stă pitită în pădure și intervine atunci când se dă, când bătălia este în toi. Da? Și acest lucru teoretic este posibil când vorbim despre moldovenii care se găsesc în Federația Rusă. S-ar putea să nu fie 5.000 și jumătate, ci 12.000 și jumătate, 20.000. Deși, tradițional, ne-am obișnuit dar ca... Dar credeți că mesajul mesajul din acest tur 2 de scrutin al lui Igor Dodon a fost destul de convingător pentru electoratul Eu cred că pentru Igor Dodon soarta se joacă în ceea ce privește atitudinea personală aproape a cetățenilor față de el. Pentru că, din punctul meu de vedere, Igor Dodon și-a permis cam prea multe în acest mandat. A fost sfidător. A cheltuit bani aiuratic, apropo de comparația cu Nicolae Timofti. Nicolae Timofti, vreau să vă spun, când veneau niște invitații nu foarte importante, de prin Thailanda sau Italia, a avut, de exemplu, odată o invitație la Roma, la un congres, spunea că nu vrea să cheltuiască banul public. Igor Dodon n-a avut nicio reținere să meargă peste tot. Pentru că Nicolae Timofti a tăcut când sfura miliardele. Lăsați că am vorbit eu destul. Dacă vreți, pot să mai vorbesc. Eu vă spun, probabil dumneavoastră ați fost mai mult președinte decât... Lăsăm și asta. Eu am înțeles că dumneavoastră sunteți foarte... Când memorie la mulți oameni... Dacă dumneavoastră sunteți foarte mare specialist în porecle, eu vă provoc să spuneți și rima la numele Dodon, care este cea mai populară. O puteți spune acum într-un Dodon? Igor Nicolaevici, președintele Republicii Moldova. Vă considerați specialist în porecle. 20-24. Lăsăm poreclele, domnule Pascaru. Nu-i poreclă, l-a numit poporul. Este adevărat. Dodonul a numit poporul. Bun. Nu, dar... Lăsați, dumneavoastră iar scoați vreo provocare de acolo. E că le căutați... Lumea îmi scrie în continuu. Și deci, ei tot adevărat, vă spun și îmi scrie în ei. Cu electoratul... Din stânganistru, dar și în general de vorbitori de rusă, uite foarte multă lume îmi scrie, dar pe mâră scoie... Că pe mine, uitați, ați trecut în cerc și mai departe. Ați lăsat, ați trecut la Lean. Așa că nu e chiar atât de simplu, cum cred unii. Vorbitorii de rusă vor vota diferit. Mulți vorbitori de limbă rusă vor vota diferit de această dată. De deși îi faceți separatiști, domnule Lean? Voi faceți separatiști exact la emisiunea grosul, din ieri. Încă o dată, grosul strigă în gura mare la ministru, da, că noi nu lăsăm separatiști. Grosul, 92, grosul. El nu a spus că sunt separatiști. Da. Și grosul împușcat, el nu știu război. Încă o dată. Lăsați cu strașelul și este, domnule Pascar. De la asta se începe problemele. Deci nu mai spune. Haideți să stric și eu la... Da, vă rog, ce ați vrut să spuneți? Apropo, privitor la al doilea tur. Eu cred că grosul... Domnul Țărcanu, la noi lumea, la primul tur, nu participă toți, mai ales electoratul nostru. Deși ei sunt încrezuți că candidatul nostru trece într-a doilea tur. Și în Rusia,
și chiar după hotare prin Europa, pentru că în Europa noi tot avem simpatizanți care votează Dodon. Uitați, nu atât de mulți, dar sunt totuși. Și de la noi tot în două săptămâni înapoi, și timpul a mai fost așa, știți, o leacă ploaie, o leacă vânt. Și mulți au spus, de ce să ies acum la alegeri? Vom ieși masiv într-a doua tură. Să vedeți și prezența să fie acum la alegeri. Pentru că unde? Oamenii... Și în țara să fie. Mă referiți peste hotare în diaspora sau și în țara să fie. Și în țară, și în diaspora, și după hotare. Eu cred că a să iasă lumea masiv, pentru că noi avem ce pierde cu președintele acesta. Și multă lume a să iasă voteze. Acesta care a fost, vă referiți, sau care... Acesta care este, Igor Dodon, avem ce pierde, pentru că în mare parte Maia Sandu un bănuț n-a ridicat la pensii pentru oameni. Un centimetru de drum nu s-a făcut. Și acum lumea la asta se gândește, că lumea se uită de acum. Nu în cum 15 ani înapoi să-i amăgești. Oamenii acum se gândește ce am eu pentru satul meu. Voi știți că mulți primari de la diferite partide acum cam se apropie de noi și cam fac cum pierde legea? Campanie Dodon, pentru cum noi. Cum se dispare de voi? Exact lăsați. Cum se dispărță de Plahotniuc. Lângă Plahotniuc erau 800 de primari. Cum a plecat Plahotniuc, a rămas exact cu treime dintre ei. Țineți minte, vine și rândul în Partidul Socialist, primarii nu au fost aduși cum în Partidul Democrat, exact. Cu pușca din urmă și cu dosarele dar penale. Dar eu vă spun, pe timpul exact Dodon asta, este asta o libertate și este o democrație. Noi nu avem deținuți politici, noi nu avem businessmeni închis în pușcărie, cum au fost timpul Plahotniuc. Când dumneavoastră erați deputat, să nu pun sub bătaie când primari, că a fost Igor Nicolae și spune, dacă vrei, vii la mine, iar adică să-mi dai... Domnule, noi votori. Vorbim niște... Ai, nu, dar eu îți dau un nume, dacă vrei să-mi iau primarul după emisiune, exact ce vă spune, dacă vii, faci mai pe doctor în sat, dacă nu, am închis robinetul. Ce vorbiți? Exact așa nu am făcut. Nu cred, dar domnule. Eu sunăm omul și vă spune, nu? Nu cred. Sunăm după emisiune. Știți cât de este a nu, dar eu vă spun după emisiune. Și istorie. Hai să vorbim la istorie, eu vă spun. Haideți să vorbim la concret. Pentru că vorbim la concret. Deși vor veni la vot și vor vota Dodon. Vor pierde un hoț, asta vor pierde moldovenii dacă votează. Nu trebuie să vă rog, dar eu cuvinte, domnule Leanu, da. Hoț a fost așa cu care dumneavoastră a mers în car. Sigur că... Toți au fost, au distrus... Ia uitați-vă, haideți să vedem ce și noi. Mergeți pe strada Pușkin, vedeți, parcă sunteți în Europa. Cât de frumos e orașul ăsta. Chirtoacul a distrus cât o... Domnule Pascaru, se vede diferența. Încă o dată, se vede diferența când a fost Chirtoacă și acum când este ceva. Se duce la gară, unde a fost Chirtoacă, așa cum a fost, a fost decantoare și apă, nu se mai neapă. Socialiștia să scoată țara din mocirlă și de apă să închidă la pușcărie. Domnule Pascaru, vă îndemn la calm. Pentru că ați pomenit, domnule Carp, de Moscova, a fost organizat în această săptămână un concert. La Moscova? Da, cunoașteți despre acest concert? Natalia, de unde eu îți cunosc și se întâmplă la Moscova? Pentru că, eu nu mă uit după toate evenimentele. Noi în campanie electorală lucrăm 24 din 24 și fără zi liberi atâta timp. Dar nu cunoașteți detalii, cine a achitat, pentru că a fost distracții pe Natalia, gratis. Da. Natalia, eu foarte mult v-aș ruga să aflăm detalii. Să ratați din strategie și din campania lui Maia Sandu. Eu mă uit numai pe Dodon și faceți agitații electorale. Vorbim despre tot ce s-a întâmplat în această... Da, pentru că, domnule... Dumneavoastră parcă sunteți, uitați-vă, dumneavoastră parcă sunteți spioni. Vă țineți numai după Partidul Socialiștilor și faceți mai mult publicitate pentru noi și lumea va vota socialiști. Să vedeți. Duminică sunt doi candidați, doamna Sandu și domnul Dodon. Și hai să-l criticăm pe Dodon, așa? Nu e vorba despre critică. Dar numai pe dânsul să-l criticăm. Uitați, tot emisiunea, noi nu avem nimic să discutăm de Maia Sandu. Voi măcar un subiect puneți, ca să arătați cât de cât... Domnule Pascar, pentru că... Și a fost președinte 4 ani de zile și... Și prim-ministru am avut jumătate de an. 5 luni. Despre Maia Sandu și nu doar discutăm după o scurtă pauză de publicitate.
Maia Grigorievna, dacă mă privești, dar la sigur mă privești acum, ai dat dovadă că ești o lașă. Dacă mergi pe drum și vezi un veinaț, îl oculești, nu cancelier. Am revenit în platou, domnul Pascaru, pentru că ați, înainte de publicitate vorbeam despre doamna Santu. Totuși, în turul 2 de scrutin, am văzut dezbateri cu ambii candidați și știm că revolta a fost mare în rândul... Revolta a fost mare. Noi am așteptat, totuși, între aceste două săptămâni, să fie mai multe dezbateri. Și nu numai noi, toți oamenii au așteptat ca Maia Santu să iasă, să-i spui în față lui Igor Dodon ceea ce gândește, și asta e normal. Orice țară europeană să organizează dezbaterile astea și nu se evite de la dezbatere. Eu înțeleg în primul tur că erau mai mulți candidați, poate erau mai mulți, nu știu, opțiuni, dar evident era că în turul 2 trece Maia Sandu și Igor Dodon. Haideți să urmărim un subiect ce a declarat Maia Sandu anterior privitor la dezbatere. Cetățenii noștri merită un președinte care nu se teme de dezbateri și care nu se ascunde de oameni. Dumneavoastră tot nu participați la dezbateri? Eu merg la dezbateri cu Igor Dodon. O să merg neapărat. Și alți contracandidați? Cu ceilalți, eu am spus de fiecare dată, în această campanie, singurul nostru oponent este Igor Dodon. În primul tur de scrutin, Maia Sandu l-a invitat cu mai multe ocazii pe Igor Dodon să accepte o dezbatere electorală doar între ei doi. Într-un caz a organizat și o confruntare publică, dar concurentul independent susținut de PSRM nu s-a mai prezentat. Faptul că nu vine demonstrează că este un laș. Îl așteptăm la dezbateri săptămâna asta, săptămâna viitoare, mai avem mai mult de două săptămâni în care este suficient timp ca să organizăm dezbateri și ca să auzim răspunsurile. De partea cealaltă, explicația de atunci a stafului electoral al candidatului independent a fost că Igor Dodon refuză să participe la dezbateri sterile, în opinia lui, și că preferă să discute cu potențialii alegători față în față. Totuși, în turul 2 de scrutin, concurentul electoral a schimbat tactica și a acceptat o confruntare cu Maia Sandu, urmând ca cele două stafuri să pună la punct detaliile. Eu rog reprezentanții stafului meu electoral să ia legătură cu staful electoral al contracandidatului pentru a fixa când, unde și cum. Și în timp ce cele două echipe ar fi început deja să discute privind organizarea unei dezbateri pe un teren neutru, Maia Sandu a anunțat că nu mai vrea să dea curs invitației. A invocat faptul că președintele în exercițiu a atacat-o cu teze false ce nu corespund realității. Refuzul ei însă i-a surprins pe reprezentanții PSRM, care de altfel au declarat că sunt gata oricând să organizeze dezbaterea. Însă nici la confruntarea de aseară, ce a avut loc la Televiziunea Națională, candidata PAS nu s-a prezentat. Din păcate, candidata PAS, Maia Sandu, ne-a trimis că nu vine la dezbateri. Maia Sandu, în schimb, a participat la o emisiune de la postul ProTV, unde și-a explicat refuzul. Nu avem ce să discutăm cu el, pentru că el este un mincinos și pentru că el, singurul lucru pe care îl face, încearcă să-i sperie pe oameni cu tot felul de falsuri. Astăzi a fost ultima zi de campanie electorală, iar mâine urmează ziua tăcerii, în care orice formă de agitație este interzisă. Duminică, cei peste 3 milioane de alegători sunt așteptați din nou la urne pentru a-și alege președintele. Am revenit în platou, domnule Carpă. Totuși am văzut și pe rețelele de socializare că lumea s-a împărțit. Unii spuneau că ar fi fost bine să participe ambii la dezbateri, alții spuneau contrariul. Totuși, de ce doamna Sandu ieri a ales să nu meargă la postul public de televiziune? Bun. Deci, în primul tur, dumneavoastră cunoașteți foarte bine, a făcut o chemare domnului Dodon să vină la dezbateri. Dezbaterile urmau să aibă loc pe blocuri de pe teme, pe anumite blocuri, blocul economic, educație, tot. Absolut tot se discute. Însă când a început turul 2 și a început turul 2 cu mizerii, cu fel de fel de falsuri aruncate și așa mai departe, iar pe tub fel de fel de strașilși, da? Deci s-a luat decizia că pentru a merge la o dezbatere în care cineva încearcă să-și
transmită mesajul pentru un limbaj suburban cu atac, deci, care nu poate fi acceptat într-o dezbatere. Domnul Dodon, deci, vorbește despre frică. Deci nu este adevărat. Dacă a avut curajul, trebuia să meargă atunci când l-a chemat la dezbatere. Eu, cum să spun, eu cred că dacă ar fi mers la dezbateri cu un culioc și cu dosarul penal și câteva ou de porumbelă, ar fi fost mai frumos. Dar pe de altă parte, asta i-ar fi răspuns exact, i-ar fi răspuns exact ceea ce am spus eu, dacă ar fi fost într-un mod grosolan, i-ar fi răspuns exact în limbajul pe care el l-a prezentat în acest tur 2. Deci asta a fost. Urma să aibă loc un deja vu din 2016, pentru că noi am considerat totuși că va exista bunul simț și nu vor fi aceste atacuri suburbane. De ce urma să meargă? Au fost în 2016. Și exact se merge în 2016 au fost două întrebări. 11. Despre aeroport 11. Și despre... O secundă. 11 ani. Care o atins-o pe dânsa la aceasta, inimă. De data aceasta, și despre miliard. De data aceasta, două întrebări care ea nu putut să răspunde. Exact că ea nu a votat. Nu, pentru că aeroportul. Nici n-a fost măcar la ședință. Nu a fost. Este video unde a fost la ședință. Domnule Tăbăr, să vedem că reprezentanții candidaților au multe de spus. Totuși, credeți că ar fi fost oportun ca să aibă loc această dezbatere cu ambii candidați? Și cine are de pierdut? Vom vedea după rezultatul final cine va avea de pierdut. Desigur, societatea a fost în așteptare acestei dezbateri și am văzut la început disponibilitatea doamnei Maia Sandu să se prezinte la aceste dezbateri. Însă, ulterior, am avut într-adevăr acest ton agresiv, cu acest limbaj care nu face cinste unui domn, la adresa doamnei Maia Sandu. Chiar și astăzi am văzut că am strâns-o dat într-un colț, nu mai știu ce e acolo. Probabil abordarea doamnei Maia Sandu sau consultanților dumneiei a fost că noi nu vrem să coborâm la acest nivel, nu vrem să intrăm în această bălăceală și mai degrabă suntem mai presus de situații de așa gen și decât să iasă un show de prost gust, mai bine nu ne prezentăm și mergem cu mesajul către electorat. Oare legătorul nu este cel care... Spuneți mai presus, este... Știți, la noi cetățenilor îi plac show-urile astea care unii... Evident, pe rezultatele usate, da, îi plac show-urile. Da, ce spuneți, vreau să-l ascult și pe... Am vrut să spun că și Maia Sandu tot nu a fost rezervată în diferite cuvinte, mincinos, bandit și așa mai departe. Nu a fost ieșit domnul Igor Dodon din cuvintele astea, așa că ambii candidați au rezerva lor de vocabular interesant, care cred că ar fi mai bine să-l trimate. Totuși, Maia Sandu nu s-a referit la viața personală, dar din partea președintelui Dodon. Au fost multe, dacă să le strângem acum, eu cred că au fost multe din partea ambilor candidați. Important este că s-au săturat probabil toți oamenii de campania asta electorală. Dar eu și m-am uitat și la Trump, m-am uitat cu Biden în campania electorală. Câte cuvinte jonglau ambii candidați. Duminică ne alegem președintele Republicii Moldova. Domnule Țurcan, dumneavoastră, cum vedeți faptul că totuși noi alegătorii am rămas fără această dezbatere? Fără un spectacol pe care cineva probabil a dorit să îl evite, pentru că, din ce știu eu, s-au pregătit în tabăra Maia Sandu multe răspunsuri la tot felul de alegații care au venit din partea taberei lui Igor Dodon, dar încrederea mea este că s-a luat o decizie foarte bine analizată, pentru că riscurile erau ca toate avantajele pe care le are Maia Sandu față de Igor Dodon să se topească, transformându-se totul într-un bâlci urât. Și atunci când e o gălăgie și oamenii, e o grămadă de oameni care începe să se bată, în care încep să se bată oamenii unii cu alții, nu mai contează cine a început primul și cine a răspuns altfel. Probabil Maia Sandu a dorit să se păstreze la un nivel decent, care să o facă reținută în fața electoratului. Pentru că vorbiți de bâlci, săptămâna aceasta a fost marcată și de un scandal privitor la ziarele de la tipografie Universul. Domnule Carp, înțelegem că ziarele totuși au ajuns la socialiști. Corect, au ajuns la socialiști și au ajuns mai departe la alegători. Și să vă spun ce a fost cu ziarele. Iarăși o provocare, domnul Carp. Deși că acolo au fost două contracte, limba rusă și limba moldovenească. Acolo au fost ziarele... Limba română sau moldovenească? Eu îi spun moldovenească, în Constituție, articolul 13. Haideți să deschidem orice Constituție. Dar nu-i problemă dacă îi spune și română, pentru noi așa e și limba frumoasă, melodioasă, dar asta e altă temă.
În ziar întotdeauna când se face, inclusiv și la Maia Sandu, tirajele sunt numărate în ziar, două ziare. E adevărat. Da, da. Nu e adevărat. Da. Dar nu este și adevărat. Mai departe, acolo, Renato Sato a spus că sunt 10 milioane de ziare. Pe urmă, au ajuns la 3 milioane de ziare. Renițu a spus la... 172.000 care au fost. Reniță a spus, cât a spus ultima dată Reniță? Da. Este o provocare. Și asta, domnul Lean, și aceasta este o... Iar însă nu telefonul, este bine, dar dragă. Știți de ce? Nu și arătați telefonul, hai zis numărăm bine. Asta este o captură. Domnul Lean, e că dumneavoastră ați întrerupt tot procesul ăsta electoral la noi. Ați încercat prin provocări. Nu-i bine treaba asta, deși... La tipografie aceea, fix la privat, de comandă Maia Sandu să facă ziar. Cum nu acolo? Nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Deci nu este adevărat. Și tipografie privată face la univers. Apropo, domnule Carp, tirajul ăsta tot îl are și... Pentru huliganism, din câte am înțeles. Mi-e dorit, am spus că de-al de bătrâncea, că el spunea că trăiești cu 132... Nu zici de-al de bătrâncea, că e colegul dumneavoastră. Da, cu 139, cum el se comportă exact, am să mă comport și am să decid eu cum să mă comport în raport cu el. Da, deci, ca să nu se chinui omul că am înțeles că trăiești cu 139 de lei pe lună, am să-i dau eu foaie și un toc ca să nu se aibă chinul. Să revenim la ziar. Deci, uitați-vă, cei ce v-am arătat eu, astea sunt... trei palete. Băieții au reușit două să le scoată, a rămas un singur palet. Noi până astăzi nu avem matricea prin care a fost propriu-zis tipărit ziarul, în care noi nu avem acces la calculator să spunem exact care a fost numărul de ziare tipărite. Deci a dispărut persoana care a tipărit și chipurile au fost în schimb de noapte și nici în ziua de azi. Noi am cerut poliției să se ridice. Da? Și eu prima dată aud când un ziar poate, sau două ziare pot fi socotit ca una. Asta dacă am luat așa, înseamnă că o carte are două cuprinsuri, două încheieri, da? Două, câte două foi. Este ziarul, are prima pagină, ultima pagină. Da, dar la legături se dă numai o pagină. Da, se dă. Da, la legături dăm o pagină, dar pe asta din mijloc dăm care vrem. Hai să adaug și la subiect, lumea. Ați vorbit. 172.000 de ziare. Domnul Lean. Această chestie cu ziarele este o provocare. Și cel mai interesant că în ultimele două săptămâni eu cred că este o depresie iarăși în staful lui Maia Sandu și încearcă să meargă prin diferite diversiuni. Deși s-a găsit ea că problema e ziarele. Problema e ziarele. Și banii cheltuiți aiurea. Cel mai interesant de ziare a spus Renat că sunt vreo 10 milioane, pe urmă 3 milioane, pe urmă 1 milion, acum ajungem la 170.000. Adică de acum să dă ziarele într-o parte și găsiți. Dar știți de când s-a început istoria cu ziarele? De când a ieșit Bogdan Țârdea și a spus că organizațiile guvernamentale sunt finanțate cu 25 de milioane. Corect. Începem cu prima doamnă de la Ceaica și continuăm mai departe, ajungem cred la o sumă și mai mare. Încă o dată, domnule. Pe tot ONG și ONG-urile care erau acela nu cheltuie bani. O secundă. ONG-urile care au primit pe diferite reforme toți banii ăștia, toți președinții la ONG-uri sunt staff la Maia Sandu. Și de la Ceaica exact staff eu sunt, nu este staff este domnul Grosu. Și eu n-am fost la Soros cum a fost Țârdea și au primit bursă. Eu n-am primit. Dar iarăși a revenit la Soros și bursă. Da, vă rog mult, domnule Pascar, cum vedeți acest scandal privitor la Țârcanu? Domnule Țârcanu, da, cer scuze. Nu e un scandal. E un caz electoral care trebuia să fie examinat astfel încât să se dea satisfacție opiniei publice, să se încheie favorabil sau defavorabil candidatului respectiv prin intervenția poliției și a procuraturii. Din păcate nu s-a făcut, pentru că miza pentru sistem este prea mare, ceea ce nu înseamnă că acest caz nu va avea continuitate la un moment dat, după ce s-ar putea ca rezultatul alegerilor să nu fie așa cum și-l dorește tabăra socialistă. E un caz din multe cazuri, care s-au folosit, dacă vă amintiți, au existat imediat după primul tur și diferite acuzații și din nordul Republicii Moldova, unde ar fi existat fraude, și din autonomia găgăuză, unde s-a acuzat, de la nivelul cel mai înalt aproape, despre intervenții ale autorităților în favoarea unui candidat, și anume în favoarea lui Igor Dodon. Din păcate, noi n-am ajuns să tratăm cu toată seriozitatea asemenea cazuri, ceea ce, bineînțeles, aruncă o umbră de îndoială asupra legitimității și asupra corectitudinii, mai bine zis, a alegerilor din Republica Moldova, cu care noi ne lăudăm de obicei.
Pentru că avem puțin timp la dispoziție, vreau pe scurt, domnule Pascaru, să ne spuneți ce probleme trebuie să... O problemă, ca prima problemă strigentă pe care trebuie să rezolve viitorul șef de stat. Pe scurt, avem 3 minute până la... A fost o campanie foarte grea. Sincer, am mai văzut campanii electorale. Aceasta una a fost deosebit, pentru că toți trecem prin crizele acestea sociale, pandemie, sește, și asta se reflectă în oameni, pentru că oamenii sunt deranjați de problemele astea. Important ca să fie respect între candidați. Cine n-a câștigat, a să câștige cel mai puternic, dar să fie un respect, să nu fie azi dau mâna, mâine nu dau mâna, trebuie să fie mai mult seriozitate. Dezbaterile astea trebuie să fie, oamenii trebuie să vadă și singur să aprecieze nivelul candidaților. Viitorul președinte, ce problemă prima care trebuie să rezolvă când se pomenește în fotoliul de președinte? În primul rând trebuie să readuc pe agenda probleme de tipul furtul miliardului, reforma justiției și multe, multe alte lucruri care au fost puse cumva pe rafturi și astăzi se prăfuiesc și oamenii încearcă cumva să le mușamalizeze. Domnule Țurcanu, rata de participare duminică va fi mai mare, mai mică? Cum prognozați? Și care sunt trei factori care va influența rata de participare duminică? Eu nu rețin exact în ce măsură a crescut intriga în cel de-al doilea tur. S-ar putea să fie totuși mai mare interesul din cauza replicilor care au venit din ambele tabere, dar totul este să vedem în ce măsură oamenii privesc aceste alegeri ca pe un exercițiu decisiv pentru cursul de mai departe al societății din care fac parte. Va fi interesul mai mare, domnule Tăbărță? Cred că da, este un final. Tot timpul față de meciurile finale este mai mare atenție și cei care vor să privească finala, dar mai ales dacă se participă, logic ar fi să fie mai mare. Vedem finala despre care vorbiți duminică, așa că nu uitați, duminică mergeți la vot. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară frumoasă!